București. Am venit aici special pentru internaționalul Vadim Rață, care de curând a semnat cu cel mai titrat club din România și este vorba despre Steaua. Istoria Bucureștiului este una fascinantă care datează de sute de ani. Cu timpul în capitală au avut loc evenimente care au marcat orașul și au dat nume cartierelor devenite celebre și în lumea fotbalului. Ghencea sau Giulești sunt doar două dintre acestea. Acolo își au case echipe cu o mare tradiție în lumea fotbalului românesc. Câteva ore până la meci, iar eu în încercare de a găsi ceva transport până acolo. Oh, Doamne! Va avea loc meciul Steaua contra formației Cotogiene Viking, așa că urmează multe lucruri interesante de la meci. Până la meci, deja sunt cozile aici pline în fața stadionului. Stadionul Național Arena are o capacitate de 55.000 de locuri, are 90 și ceva de căi de acces, iar pentru construcția acestuia au fost cheltuite sute de milioane de lei românești. Noi suntem aici însă pentru jucătorul moldovean Vadim Rață, care de curând a semnat cu FCSB-ul și vrem să-l vedem pe el în acțiune în teren și dorim mult succes acestuia și echipei în confruntarea cu formația norvegiană Viking. Despre Rață, ce crezi că jucătorul ăsta moldovean care s-a transferat? Să fie titular și e tot la fel basarabean, dar nostru român, dar nostru, cum vreți să-i spuneți, nu-i problema de asta. Contează să câștige, în primul rând. Ce credeți despre noua achiziție pe care a făcut-o Steaua Vadim Rață, basarabeanul nostru, de altă? A jucat-o foarte bun, jucat la voluntar. L-ați urmărit? Știți parcursul? Mi se pare că are potențial, acum să vedem și meciul la Steaua. E, de ce tu iubești Steaua? Pentru că e mai bună echipă. Tu ești fotbalist? Da. Dar de unde a venit dragostea ta pentru Steaua? Păi, simplu, de când sunt mic sunt stelist și pentru că toată familia mea este listă. Unde? Ce credeți despre noua achiziție făcută de FCSB despre Vadim Rață? Va trebui să demonstreze. Știe cerințe? Este al doilea moldovean, de fapt, care a venit în Steaua? La cât mai mulți. Și noi tot din Moldova. Suntem de la Bacău, de la Onești. Să-l vedem la treabă și după ce ai vorbit. Despre noua achiziție a Steaua, ce foarte bun. Despre Vadim Rață. Este o echipă foarte bună. Avem o echipă foarte bună. Aveți și un inimă, vreau să vă spuneți dumneavoastră fiecare dată. Da, de fiecare dată. Cine ați venit la meci? Cu familia. 50.000 de locuri are acest stadion în capacitate, însă vor fi pline doar 30.000, deoarece UEFA a interzis și a închis peluzele pentru acest meci. Însă noi așteptăm acum suporterii Steaua. Forța Steaua! Aveți speranță? Destul de mare. Dar de câți ani voi sunteți steliști? De când ne-am născut. Da. Și acum e prima oară când mergem pe stadion. Emoționată că nici nu știu cum e în tribună. O să încurajez echipa din tribune? Da, non-stop. A, așa, ce bravă ești. Suntem noi, da, suntem noi. Suntem noi, da, suntem noi. Efectiv, acesta este cea mai mare galerie de sport pe care am avut-o vreodată. Uitați-vă ce se întâmplă în spatele meu. Zeci de oameni au venit să-și susțină echipa preferată în aceste momente.
achiziția asta a Stelei? Mi se pare una destul de bună, fiind un jucător de bază la Voluntari. FCSB, iată prieteni, aici este o adevărată colecție de mașini de lux. Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my foot from my roots, and we bunch of feet right back in the arc, no scar, but I left my mark, my friend got clean, then no deed, life is just that dark, clothes smelling like trees, digging my foot from my roots, and we bunch of feet. Pe teritoriul bazei FCSB este și o biserică care este încă în construcție, care de fapt i-ar ajuta pe jucători să aibă mai multe câștiguri în viitoarele meciuri. Aici jucătorii FCSB se antrenează, putem să îi urmărim de departe. Aici sunt toate vedetele celui mai titrat club din România. Deștept, n-ai nevoie de recomandările mele. Am încredere că este ce trebuie. Ce vreau? Nu, nu-i doar. Ești fericit cu... Este cel mai important pas, de fapt, din cariera ta fotbalistică de până acum, nu? Da, cu siguranță cel mai important pas. Nu v-am așteptat pentru că am avut eu nevoie de câteva zile de acomodare, abia 6 zi. Acum când am ajuns și eu la echipă, așa că am ținut în primul rând să cunosc mai bine băieții, staff-ul și toată lumea, să mă calmez și eu puțin și după aia să vorbim. Ei, noi te-am luat mai prin surprindere. Dar ieri a fost primul meci la care tu ai debutat pentru ei, da? Da, din Conference League, da, e primul meci pentru ei, FCSB, că am mai jucat în cupele europene pentru Șerif și pentru alte cluburi. În minutul 75 tu ai intrat cam în teren. Cum a fost pentru tine această intrare? A fost prin surprindere? Te-au luat sau...? Mă așteptam, sincer, ca mister să-mi ofere ceva timp să intru, pentru că, zic eu, încerc să mă pregătesc cât mai bine la antrenament și sper pe viitor să prind și mai multe minute și să arăt și mai multă calitate în teren când intru, să creez mai multe faze, deci să-mi ajută cu echiperii, să-mi ajute echipa. Sunt mândru, sunt bucuros să ajung aici, pentru că știu că în Republica Moldova sunt foarte și foarte mulți fani ai Stelei. Așa. Chiar și aici erau foarte mulți oameni care spuneau despre tine că vrem să-l vedem în teren, să vedem ce o să arate moldoveanul. Ce credeți despre noua achiziție făcută de FCSB, despre Vadim Rață? Va trebui să demonstreze. Va trebui să demonstreze. Pentru că Steaua este unică și aici acceptăm doar jucători cu calitate. E ceva foarte frumos, e un club important și cred că e cel mai bit club în România, cu siguranță. Cum crezi? Pentru ce performanțe te-a ales Dică și cât de mult a dus aceste tratative? Tratativele nu s-au dus mult, s-a rezolvat repede. Eu știam de câteva, să zic eu, vreo 5 zile că ei sunt interesați de mine și mi-a scris Meme Stoica că cred că se va rezolva transferul. Deci am fost super fericit.
Dar cei de la voluntari? Nu erau cumva supărați pe tine? Da, nu erau supărați pe mine. Bine, vreau, țin să le mulțumesc că ei au fost foarte înțelegători și mister antrenorul Liviu Cebotăriu și domn președinte Bălănescu, Bogdan, toți au ținut să și-au făcut un pas către acest transfer. Cu Nea Gigi ai vorbit sau încă nu? Am vorbit la telefon, puțin și atât. Nu l-am văzut că e mare mingicar. Eu l-am văzut că dădea cu cap. Uite cum dă ăsta cu cap. Ăsta îmi trebuie mie unul. Da, contractul semnezi și tu la Castel? Contractul l-am semnat deja. Nu e important pentru mine asta. Eu n-am stat mult pe gânduri când a venit această ofertă, așa că... Dar au plătit binișor pentru tine ca să treci aici. Alternativ, binișor, pentru că se dau sume mult mai mari. Adică nu cred că e așa o sumă exagerat de mare. Totuși ești, trebuie să spunem că este de laudă al doilea moldovean care este în acest club. Mai mulți de noștri nu prea au fost pe aici, nu prea s-au reținut de fapt. Da, știu că a fost Cătălin Carpa aici, a stat o perioadă. Tu ai un patron care, mă rog, câteodată e bun, când e bun, când e rău, e mai capricios așa. Nu te temi de partea lui așa mai, de comentariile lui în presă, de toate chestiile astea? Face parte din fotbal critica, te critică toți până la urmă, și la televizor, și suporterii, când ai meciuri proaste, te critică toată lumea când nu ești ok. Dar Nea Gigi face mai mult bun și eu zic că e un om foarte bun la suflet, așa că nu se pune problema, nu m-am gândit la asta. Dar Steaua era din copilărie cumva visul la care tu tindeai? Da, pot să zic că sunt și eu un stilist, dar era ceva de copilărie, pentru că după la noi nu s-au mai dat meciurile, nu s-au mai televizat și am pierdut și eu un pic firul. Dar, ai tăi, sunt bucuroși că ai ajuns în această echipă, părinții, nu știu, familia ta, care este de altfel acum lângă tine aici în București. Da, cred că soția mea s-a bucurat mai mult ca mine. Eu când am aflat că se poate realiza acest transfer, eram așa, m-a reținut până nu am semnat contractul, păstram așa emoțiile puțin. Ea însă și-a dat drumul la emoții mult mai repede ca mine și era foarte bucuroasă. În schimb, a doua zi, când am ajuns la antrenament, am făcut antrenament cu cei de la voluntari și deja m-am dus în cabinet și am semnat contractul, i-am dat un mesaj și m-am descătușat și eu la emoții. Ceva important, ceva frumos pentru mine a fost. Să fie fotbal mai de calitate, mai plătit la noi, te-ai întoarce? La mine nu e primul plan financiar. Eu și aici, ca să știți, n-am negociat foarte mult contractul meu când mi-a apărut această ofertă. Am zis că merg, nu contează, merg pentru că e FCSB, pentru că e Steaua, pentru că simțeam că e ceva important pentru mine. Și când am îmbrăcat prima dată tricoul la primul meci, am simțit din nou acele emoții de copil mic, să zic așa. Eram foarte emoționat, sincer să fiu, de mult n-am avut aceste emoții. Ei te-au felicitat, colegii în general din fotbalul moldovenesc te-au felicitat atunci când ai făcut acest pas? Toată lumea m-a felicitat, toți prietenii mei, toate. Am avut și un boom pe Instagram la care nu m-am așteptat, pentru că eu nu duc Instagram, nu sunt un... Acolo și poza principală e cu soția, copilul, mai mult acolo, așa. Da, ei pun și eu o poză dată la jumătate de an și am avut și un boom din asta pe Instagram. FCSB are mii de oameni acolo care urmăresc. Când s-a dat știrea că semnesc cu FCSB, cred că două ore s-au abonat 800 sau 700 de urmăritori. Asta chiar e extraordinar. Da, eu nu așteptam sincer la așa ceva. Ok, tu și ești o persoană închisă cumva, tu nu încerci foarte mult să mediatizezi familia, viața personală. Aici, în România, e la modă. Dacă la noi fotbaliștii se dau într-o parte de cameră, aici e super la modă să fii în centru atenției. Ești gata? Ba, nu știu. Eu ce aici legat de copiii care vin la meciuri să susție Steaua, de părinții lor care mă roagă tot timpul să fac o poză, să le dau un autograf, să vorbesc puțin cu ei, poate sunt tot timpul deschis. Cum te simți tu? Ai fost aici în cantonament? Am stat ultima astea 6 zile mai mult în cantonament decât acasă. Suntem sinceri, suntem foarte, foarte concentrați pe ceea ce avem de făcut. Ok, în cantonament, cu cine stai în cameră? Noi stăm singuri în cameră, deci nu am colegi. O să vedem în deplasări, că în deplasări bănuiesc o să stăm câte doi. Nu știu cu cine o să mă pună deja, cu cine hotărăsc. Da, eu mă uitam la fanbase-ul lor.
De fapt, ei sunt înfrățiți cu cei de la Zimbroaie noștri. Ce ne lipsește nouă ca să avem la fel de mulți oameni în teren? Să vină la fel de mulți oameni, susținători, suporteri, cu familiile, cu toți. Banii fac diferența. Asta am vrut să zic. Tot vine de la finanțare. Știți că aici în România se finanțează și din partea statului și din bugetul de la primărie și asta. La noi, din păcate, nu avem așa practică. Am văzut decât acum că cei de la Dacia au primăria capitalei. Nu știu dacă cum îi ajută și cum îi finanțează, dar am văzut că au. Mai urmăresc și eu campionatul nostru intern. Asta e cel mai important aspect. Și cum ți-a părut campionatul nostru intern? Că abia s-a început, cum ți pare? E foarte interesant deocamdată, sincer. Toți sunt bine, am văzut ce de la Dinamo Auto, echipă cu mulți stranieri, fac față foarte bine. Bine, Milsami, Petru Cub, am văzut meciul ok, frumos. Pentru cine ții tu pumnii din campionatul intern? Că dacă nu mai joci acolo, poți ai niște preferate deja. Sincer, nu am așa o preferată. Urmăresc echipele la care am fost eu, la Milsami, la Bălți. Cam așa, sincer. Altceva. Încerc să văd meciurile când am eu timp liber, adică da, nu sunt să susțin pe cineva. Văd că aveți pe teritoriu și o biserică. Ai fost pe aici? Nu, deocamdată nu am intrat. În Republica Moldova eu nu am văzut așa ceva, adică la vreo bază, nici măcar la șerif. Nu avem? Nu avem, de asta și m-am mirat că este biserică pe teritoriul. Gigi e un om foarte credincios, cred că din cauza asta și-a construit o biserică să o aibă aici, ca să poată orice om care vrea de aici, care din, nu știu, din jucători, din staff, din muncitorii de aici, de la bază, când au dorința să intre în biserică. La Zimbru, nu, cred că tot nu cred că e. Mai puțin credincioși suntem noi la acest capitol, cred că. Dragi amatori ai fotbalului, aici se încheie sejurul nostru în România. Nu contează de unde vii sau cu ce te ocupi, contează să ai visuri mari și să muncești pentru ele, așa cum a făcut-o și protagonistul nostru, Vadim Rață. Ne vedem într-o nouă ediție la Firul Ierbii.